La nivelul județului Giurgiu au fost înființate 54 de servicii voluntare pentru situații de urgență în subordinea consiliilor locale existente. În prezent, localitățile Toporu, Răsuceni, Vedea, Clejani, Bolintin Deal și Bolintin Vale sunt dotate cu 7 autospeciale pentru stins incendii. În ultimii ani s-a constatat o creștere a implicării autorităților publice locale în dezvoltarea voluntariatului, prin alocarea unor sume de bani pentru achiziționarea de utilaje și mijloace tehnice, respectiv 51 de motopompe pentru stins incendii și evacuarea apei, 2 bărci pneumatice, 32 de buldozere, 4 autoturisme, 4 autospeciale de transport și 38 de tractoare și remorci. Toate aceste lucruri au stat la baza demarării campaniei Vreau să fiu voluntar pentru toți cei care vor să se implice în viața comunității. 2014 a fost declarat anul reconcilierii între viața profesională și viața de familie, având în plan central ca obiectiv recunoașterea la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene a activității de voluntariat. În acest sens, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a demarat o campanie la nivel național, Vreau să fiu voluntar. Acesta se va desfășura pe tot parcursul anului 2014. Pe tot parcursul anului 2013, serviciile voluntare pentru situații de urgență au participat în procent de peste 60% din totalul intervențiilor din sectorul de competență al ISU Vlașca, înregistrându-se totodată o creștere semnificativă a implicării voluntarilor. Mai mult, personalul angajat și voluntar a participat la toate programele de pregătire derulate de Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență. Așadar, cine vrea să devină voluntar în situații de urgență, trebuie doar să se adreseze primăriei de pe raza căreia locuiește.